Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea în care încercăm să alegem pentru dumneavoastră numai subiecte cu adevărat importante. Iată care a fost oferta zilei de azi. Tarifele RCA urmează să fie plafonate pentru următoarele 6 luni la nivelul prețurilor de primă proprii practicate de fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023. Guvernul a adoptat astăzi propunerea ASF. Scandal în Camera Deputaților, după ce deputații Coaliției de Guvernare au votat eliminarea pragului pentru abuzul în serviciu pentru funcționarii publici. Ministrul Justiției a explicat în plenul Camerei Deputaților că, din punctul de vedere al Ministerului, legea este constituțională, deși Curtea Constituțională a cerut introducerea unui prag. Tot Camera Deputaților a adoptat modificarea codului de procedură penală care va permite utilizarea interceptărilor SRI în mai multe cazuri care privesc anchetele penale. AUR a anunțat deja că va contesta la Curtea Constituțională implicarea SRI în anchetele penale. Ministrul Finanțelor, Adrian Căciu, a anunțat că în coaliție s-a decis o ajustare cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. Asta după ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut restructurări la bugetari. Scandalul cerealelor din Ucraina face victime. Ministrul Agriculturii din Polonia și-a dat demisia pe fondul creșterii furiei fermierilor din țara sa din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra prețurilor producției autohtone. Donald Trump a calificat inculparea sa drept o insultă la adresa națiunii. Întors la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, fostul președinte american a susținut un discurs public după audierea sa la un tribunal din New York. Mai multe canale de televiziune, între care și CNN, au tăiat transmisiunea în direct a discursului lui Trump. Vom dezbate unele dintre aceste subiecte împreună cu doi veterani ai politicii pe care mă grăbesc să vi-i prezint. Domnul Liviu Negoiță, fost primar al sectorului 3, fost deputat, fost prim-ministru desemnat, actualmente președinte al Clubului Oamenilor de Afaceri Liberal, filiala sector 2. Și domnul Șerban Nicolae, fost ministru, fost senator, în prezent simplu membru PSD și avocat. Bună seara, domnule, și bun venit la Metropola TV. Bună seara. Aș vrea să începem discuția în această seară cu o altă știre. Nu am apucat să o cuprindem în titlurile ediției. În această discuție destul de aprinsă pe tema pensiilor speciale, pensiile de serviciu, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității astăzi o scrisoare deschisă, adresată, înțeleg, clasei politice, prin care trage un semnal de alarmă cu privire la implicațiile pe care le-ar putea avea niște modificări neinspirate ale legislației care privește pensiile de serviciu ale magistraților și, în esență, documentul este așa, CSM cere un dialog real pe această temă pentru a se evita destabilizarea gravă a sistemului judiciar, dar pe de altă parte ar vrea să nu se schimbe nimic. Adică sistemul care este acum este singurul bun și că orice schimbare care s-ar face acum, indiferent că este sau nu justificată, indiferent că este sau nu bună, ar crea o discriminare între viitorii pensionari din rândul magistraturii și ar putea genera, nu știu, hemoragii din sistem, pentru că oamenii ar alege să iasă repede la pensie cât mai prind efectele legislației în vigoare. Vom reuși să ajungem la capăt cu acest pilon al PNRR-ului care vizează pensiile speciale în acest context? Domnul Negoiță, începem cu noastră. Aici avem o problemă pe care până la urmă va trebui să o lămurim. Statul român are o condiționalitate în PNRR, în ceea ce Comisia Europeană cere pe baza studiului Băncii Mondiale și atunci nu putem să avem un dublu discurs. Discursul intern, unde spunem că cei care beneficiază de aceste așa zise pensii speciale să rămână în continuare cu ele, deși bună parte din aceste pensii sunt plătite de la bugetul de stat, iar accesarea banilor din PNRR nu se poate face dacă nu
nu intervenim în acest domeniu. Cei care și de la CSM și din magistratură, chiar și din armată și din poliție, atunci când cer să negocieze, sigur că doresc să negocieze cu autoritățile statului român, dar ar trebui să negociem cu Comisia Europeană ce să facem, să-i rugăm să ne lase să mergem într-o situație care nu mai poate fi acceptată. Și atunci, sigur că lucrurile sunt destul de dificile, mai cu seamă că avem acei bani pe care trebuie să-i accesăm din PNRR. Ok, însă aceste pensii speciale sunt de mai multe feluri, sunt pe căprării. Aici am făcut referire doar la cele ale magistraților, despre a căror necesitate înțeleg că nu există obiecții. Adică toată lumea e de acord că magistrații, prin natura profesiei lor și a privațiunilor la care sunt supuși întreaga carieră profesională, sunt îndreptățiți să primească aceste pensii de serviciu. Există chiar recomandarea ale Comisiei Europene. Deci nu e vorba că este o chestiune aici la noi. Acum, desigur, putem discuta asupra modului în care a fost aplicat acest principiu. Domnul Nicolae, noastră știți mai bine sistemul judiciar și de drept. Am o problemă cu problema însăși. Suntem trei oameni care știm bine și perioadele ceva mai îndepărtate. În anii 90 erau condiționările împrumuturilor de la FMI și Banca Mondială, tot așa, pe aceeași logică de care se vorbește astăzi. Să reducem niște excese de cheltuieli bugetare pentru a primi niște bani care vin din afara țării. Problema n-ar trebui să fie în PNRR, n-ar trebui să fie pusă în discuție în plan european și n-ar trebui să condiționeze niciun fel de finanțare din bani europeni, care la urma urmei sunt tot din aceeași căciulă adunată de la statele membre UE. Ce ar trebui să ne preocupe pe noi? Cum ne așezăm sistemul de pensii? Și văd o serie întreagă de absurdități, de la absolutizarea, să spunem, sistemului contributivității. Dom'le, toată lumea să aibă pensie pe contributivitate. Păi am să le dau o veste proastă. Până în 2001 nu a existat contributivitate. Până când s-a introdus bugetul asigurărilor sociale de stat, toate pensiile se plăteau din bugetul de stat. Și atunci, discuția legată de pensiile magistraților, care sunt pensii de serviciu, nu sunt pensii speciale, sunt pensii cu alt regim de calcul. Pensiile militarilor, pensiile personalului aeronautic, pensiile corpului diplomatic și consular. Toate astea ar trebui puse după câteva reguli. Am citit și o scrisoare a CSM. Se invocă acolo jurisprudență a Curții Europene, se invocă practici internaționale, se invocă o serie întreagă de recomandări. Niciunele dintre acestea nu vorbesc de cuantumuri. Vorbesc de principii. Da, spun că ar trebui să fie cât mai aproape de ultima... Aici e o nuanță cu care nu sunt foarte de acord. Nimeni nu scrie așa ceva decât într-un anumit context. Foarte important. Pensia, mai ales pentru asemenea categorii profesionale, presupune retragerea din activitate. La noi pensia e un fel de bașcă. Știți, dacă recitiți Conul Leonida față cu reacțiunea, o să vedeți că are Conul Leonida al lui Caragiale la 1880 și un pic o replică exact în sensul ăsta. Dom'le, pensia veche să-mi dea statul, că e treaba lui, ai dreptul meu, să-mi dea și pe aia nouă, că scrie la lege. Cu alte cuvinte, noi avem situația profund anormală, neregăsită în statele pe care le luăm drept model în vestul Europei, prin care un magistrat ajunge să se pensioneze la 50 de ani de viață, după care trece în avocatură sau se ocupă de altceva, având o pensie foarte consistentă pe seama faptului că are o vechime de 20 de ani sau 25 de ani în magistratură. Nu contează ce a făcut, nu contează dacă a fost performant, nu contează dacă a avut o activitate foarte încărcată, nu contează mai nimic din aceste lucruri, ci pur și simplu faptul că a avut o funcție. Dacă s-ar băga aceste criterii, ar putea fi supuse arbitrariu. Inclusiv cei din Ministerul Justiției, care sunt într-un număr foarte mare asimilați magistraților, ei fiind totuși niște funcționari în Ministerul Justiției. Ei sunt asimilați magistraților, nu au deloc încărcarea pe care o are un judecător, nu intră în ședințe, nu au zeci sau sute de dosare într-o ședință, nu au răspunderea sentințelor, nu sunt procurori care să facă anchete, care să întocmească rechizitorii, să strângă probe, să audieze martori și așa mai departe. Stau într-un minister, dar pentru că sistemul a permis la un moment dat asimilarea cu magistrații, face ca și acei oameni să aibă pensie de foști magistrați. Deși ei n-au fost într-o sală de judecată, nu au făcut anchete ca procuror, nu au soluționat cauze ca judecători niciodată în viața lor. Și atunci, toate aceste anomalii, dacă reușim să... Ați pus o întrebare la început, dacă vom reuși să ajungem la o soluție. Din punctul meu de vedere, nu se poate ajunge la o soluție niciodată, câtă vreme nu reușim să descărcăm partea populistă din chestiune. Și faptul că există niște interese ale unor oameni în
timpul discuției. Exact când vorbim, sunt oameni care sunt aproape de pensie, se gândesc, mă grăbesc să ies la pensie, nu mă grăbesc, aștept, rămân să-mi urmez cariera. Așa va fi tot timpul, care... asta nu se va schimba niciodată. Și am să vă spun un lucru. Când am făcut modificările la așa numitele legi ale justiției, folosesc și o sintagma consacrată public, deși nu sunt foarte de acord cu ea, legată de vechime, legată de statutul magistraților, am spus la un moment dat că trebuie să introducem criterii în așa fel încât să nu ajungi judecător de sală, de bancă, să soluționezi cauze de care depinde viața, eu știu, sănătatea, patrimoniul unor persoane, înainte de împlinirea vârstei de 28 de ani. De ce? Pentru că luam în calcul terminarea facultății, luam în calcul 4 ani de Institutul Național al Magistraturii, stagiatura. Există țări în vestul Europei sau chiar mai aproape de noi, în centrul Europei, Slovacia, unde nu poți fi judecător înainte de 30 de ani. De ce? Pentru că se consideră, și nu e deloc neserioasă aprecierea, că ai nevoie și de o anumită maturitate personală, de o anumită capacitate de înțelegere a valorilor din societate, ca să înțelegi cum funcționează societatea, care sunt raporturile dintre oameni, să poți să soluționezi un litigiu între două părți, cu avocați care discută în contradictoriu, cu argumente de o parte și de alta. Ori dacă noi nu reușim să descărcăm partea asta populistă, în care vin unii și agită mânuțe cu toți pentru justiție, vin alții și spun că se fac abuzuri, dar nu dau exemple, în care se speculează politic, doar câștigăm electoral, nu o să reușim să soluționăm niciodată chestiunea asta. Iar partea și mai tristă este că aici se amestecă și militarii care n-au pensii foarte mari și care au totuși o activitate destul de stresantă. Există criterii legate de speranța medie de viață. A fost o discuție la un moment dat să mărim vârsta de pensionare la polițiști la 60 de ani. Față de cât e în prezent. Și am spus, uitați-vă la speranța medie de viață la polițiști, 62,5. Păi dacă eu duc polițistul până la 60 de ani în activitate, nu-l las să se pensioneze mai devreme, păi nici 62,5 nu mai apucă. O să reduc și speranța medie de viață. Dar și 45 sună rău. Exact. Și atunci toate aceste anomalii, exact ce spuneați, domnule Neguiță, ar trebui să le calculăm pur și simplu rece, rațional, cu argumentele pe masă. Dar, repet, o să ne doboare tot timpul populismul și interesul electoral. Cercul vicios pe care îl văd eu aici este ok, haideți să uităm de PNRR, de condiționalități, pentru că asta e de fapt un catalizator. E un motiv pentru care trebuie să găsim o soluție la asta. Deci uităm de condiționalități. Discuția dacă e bine sau rău să modificăm o astfel de lege într-un sens sau în altul, este pusă între paranteze de ideea că dacă se fac modificări, destabilizăm sistemele respective de justiție, de apărare, de ordine publică. Da? Care asta este un argument care nu are legătură cu conținutul efectiv, ci doar cu ideea că, dom'le, se vor face niște schimbări și, evident, cei care au beneficiat de niște privilegii până acum vor beneficia în continuare, dar următorii se vor grăbi să beneficieze cei care pot, desigur, ca nu cumva să piardă în urma modificării. E adevărat, domnul Preda, eu cred că până la urmă noi avem o problemă cu care va trebui să ne confruntăm. Păi, o avem, clar. E o problemă, nu, e o problemă de seriozitate, pentru că noi ne-am angajat în fața Comisiei, vrem facem parte din Uniunea Europeană și ne angajăm la anumite lucruri pe care urmează să le facem, inclusiv în povestea asta, că o fi dreaptă, că nu o fi dreaptă, ne-am angajat prin autoritățile statului, că o să modificăm legea și că o să fie o lege bazată pe contributivitate, că cei 800 și ceva de mis. Idee de sustenabilitate, în primul rând, acolo. În primul rând, bineînțeles, că altfel n-ai cum să susții un sistem de pensii care, pe 800 de mii de oameni care beneficiază de aceste așa zis pensii speciale, noi avem 4 milioane de pensionari care beneficiază de pensii de la bugetul de pensii, nu de la bugetul de stat, de maximum 3 milioane de lei pe lună. Și sunt foarte mulți dintre cei 4 milioane care au 1.500 de lei pe lună. Și atunci avem o categorie specială care beneficiază de aceste sume. Imaginați-vă că ești, vorba domnului Șerban, oameni care n-au intrat în sală de judecată, care ies la pensie după 20 de ani de vechime, 20.000 de euro pensie în România. Comisia Europeană spune, domnule, aveți o mare problemă, rezolvați-o pentru că puteți să băgați și capul în nisip, castruțul, să spuneți, e problema noastră internă, dar noi nu vă dăm fondurile, așa cum a făcut și Polonia la un moment dat pe alte. Dar știți, noi ar trebui să rezolvăm problema asta și dacă nu ne-ar spune așa Comisia Europeană. Domnule, dumneavoastră știți foarte bine că aveți atâta experiență. Noi în ultimii, să zicem, 20 de ani am rezolvat lucrurile în România mai mult împinși de la spate de Uniunea Europeană, de Comisie.
Noi, între noi aici, încercam să le rezolvăm, să zicem, să... Să le rezolvăm, nu. Da, era un fel de a le rezolva. Ok, acum, pentru că a venit vorba de, cum spunea domnul Șerban Nicolae, asta cu Bașca, astăzi chiar au fost niște declarații. Deci a venit ministrul de finanțe și a spus că în coaliție s-a decis să se facă o ajustare cu circa 20 de miliarde de lei a bugetului general consolidat, iar ținta acestor reduceri sunt cheltuieli în domeniul bugetar. Și avem aici o declarație a domnului Ciolacu, care ne face să înțelegem cam ce categorii sunt vizate. Ce spune domnul Ciolacu, este o sfidare să-i vedem pe acei tineri, între ghilimele, pensionari, reangajați la stat. Deci exact ce spunea domnul Șerban Nicolae. Deci se înțeleg că se văd premizele unei noi puneri de problemă să interzicem cumulul pensiei cu salariul, cel puțin în condițiile acestea speciale. Pe de o parte, și pe de altă parte înțeleg că s-a pronunțat și pe eliminarea anumitor sporuri. Da, mai fost. Da, pentru că, vedeți, s-a ajuns în situația ușor anormală să câștigi mult mai bine la stat, neavând nici o legătură salariul pe care îl primești, câștigând mai bine la stat decât la privat, ceea ce e un lucru care nu prea e în regulă, pentru că... Aici părerele sunt foarte de acord, foarte de acord, și vreau să vă atrag atenția exact asupra acestei chestiuni. Păi dacă am merge pe absolutizarea contributivității, vedeți, mea, să noi am trecut de la un sistem, sau pare că trecem de la o extremă la alta. Am avut înainte un principiu, se numea al solidarității între generații. Nu s-a schimbat acest principiu. Nu. Noi am avut, când pensiile se plăteau toate din bugetul de stat și erau incluse în calculul anual bugetar, se numea principiu, așa se numește el în mod frecvent, principiul solidarității între generații. Cei care muncesc acum plătesc pensiile celor care au muncit înainte și vor și primi acum, pensiile. Că avem ei bine, separat. Ei bine, principiul contributivității devine ușor ridicol dacă ne gândim la bugetari. Pentru că ei primesc banii, salariul lor de la bugetul de stat și își plătesc contribuția de asigurări sociale tot din bugetul de stat. Deci, practic, noi ne plimbăm banii dintr-un buzunar într-altul și avem impresia că ne-am înmulțit. Dar pe undeva se pierde și cineva crede că-s banii lui personal, că a contribuit. Și atunci toate lucrurile astea, repet, făcute lucid și echilibrat, din perspectiva a faptului că nu numai pe PNRR ar trebui să rezolvăm problema asta, ci ar trebui să fie o bază de discuție pe termen lung. Sunt țări care nu au bugete de asigurări sociale pentru bugetari. În Statele Unite nu există, cu excepția armatei, cu excepția celor proveniți din sistemul militar, toată lumea, inclusiv polițiștii, inclusiv profesorii, se descurcă prin sindicate. Contributivitatea și-o asigură prin companiile private de pensii. Și atunci, nu putem să trecem nici în extrema respectivă, dar exact ce spunea domnul Negoiță puțin mai devreme, dom'le, avem categorii de bugetari unde trebuie să facem o restructurare severă, să vedem câți oameni avem nevoie în administrația publică, nu bugetari, în administrația publică, pentru că bugetari sunt și medicii, asistentele, profesorii și așa mai departe. Deci ai un întreg aparat, apărarea ordinii publică. De acolo, în general, avem deficit în zonele astea. Exact. Și atunci, foarte scurt și foarte sub presiune, nu cred că se vor găsi soluții, decât tot pe termen scurt și care vor genera alte probleme pe care le vom rezolva peste 2-3 ani, când un alt PNRR sau o altă condiționalitate, aici, din păcate, iarăși îi dau dreptate, în general am făcut lucruri în țara asta, împinși de la spate. Oricum, nu este chiar un termen scurt, este, să spunem, un termen mediu, dar când vom ieși noi la pensie, că suntem în aceeași generație, mă tem că acest buget al asigurării sociale va fi grav dezechilibrat, pentru că atunci numărul pensionarilor va fi mult mai mare decât al celor care muncesc să alimenteze acel buget și atunci vom avea o problemă sistemică. Categoric. Noi, cel puțin eu, fac parte din generația decrețeilor. Iar aia, de prima, 67-68, considerați cei mai numeroși ca perioadă a nașterilor în România. Și bineînțeles că, la momentul respectiv, chiar aritmetic, va fi un dezechilibru, pentru că va fi un număr foarte mare. Și vorba la nivelul sistemului general de pensii, nu doar acelea speciale. Mai mult decât atât, bugetul asigurărilor sociale de stat are un deficit pe care îl reportează în fiecare an. El e luat în considerare. Întotdeauna se completează diferența din bugetul de stat. Tot s-a sperat că la un moment dat va exista un echilibru și că se va ajunge la formula prin care, prin contributivitate, se poate plăti pensiile celor care au încetat activitatea profesională. Doar că deficitul crește. Dar revin la, exact la chestiunea de care ați vorbit puțin mai devreme.
Dom'le, dacă eu accept să-ți plătesc o pensie de la bugetul de stat pe alte criterii decât cele ale contributivității, pe criteriul importanței activității desfășurate, pe criteriile stresului și acumulărilor care macină sănătatea și așa mai departe, atunci hai să fim de acord că nu te duci și te angajezi a doua zi la stat sau a treia zi la stat și îți păstrezi și pensia. Că de-aia v-am zis exemplul ăla cu conul Leonida față cu reacțiunea. Același lucru, dacă tot accept ideea că trebuie să-ți plătesc o pensie din contribuția tuturor cetățenilor, pentru că ai avut un rol în societate, ai îndeplinit o funcție de importanță deosebită, cu privațiuni, cu restricții, cu eforturi deosebite și te respect pentru asta, păi nu spune că a doua zi tu ești tab de muncă și de multe ori se întâmplă că te mai angajezi și la stat. Sistemul nu se poate. E clar că ar trebui să-ți continui activitatea și simplu fapt că ai împlinit o anumită vârstă nu-ți dă dreptul să primești două surse de venit bugetar. Și aici, măcar e un lucru bun că a dispărut în ecuație partea cu politicieni. Că știți, de regulă, discuția cu pensiile speciale era cu parlamentarii. În ciuda evidențelor, în ciuda oricăror norme de bun simț, lumea era supărată. Pe mine mă întrebau unii dacă sunt mulțumit cu pensia de fost parlamentar. Și le-am spus, măi, oameni buni, la parlamentar se primește o indemnizație când împlinesc vârsta de pensionare. Deci eu mai am încă 10 ani. Până atunci, deci nu se pune, bine, și oricum, avocat fiind, contribuie la Casa de Asigurare a Avocaților, deci nu mă bazez foarte tare pe sistemul public. Dar toate aceste lucruri legate de contribuție în timpul activității și de faptul că după aia, după anumită trecere a unui număr de ani de vechime, poți să te pensionezi, hai să fim totuși cinstiți cu propria noastră țară și cu restul concetățenilor, cu restul contribuabililor, nu ne angajăm tot la stat. Atunci înseamnă că suntem încă activi, încă destul de capabili să prestăm o muncă de genul celei pe care am prestat-o înainte, tot ca bugetari. Și ca să închidem cumva subiectul ăsta, vreau, domnule Negoiță, doar să vă întreb atâta. Deci citesc din scrisoarea deschisă a Consiliului Superior al Magistraturii, care spune așa: remunerarea judecătorilor trebuie să fie pe măsura rolului și responsabilităților lor și să aibă un nivel suficient. Și mi se pare, corect, nu cred că cineva poate să nu fie de acord. Dar vin și vă întreb, oare nu cumva și profesorii, mai ales profesorii și medicii, ar trebui, dacă înlocuim judecători cu profesori... Eu aș completa ceea ce a spus dumneavoastră și cu posibilitățile pe care le are bugetul de stat să recompenseze o astfel de activitate. Pentru că la un moment dat, e total de acord cu ce a zis domnul Nicolae aici, domnule, importanța muncii, dar avem categorii, cum a spus, profesori și așa mai departe, și ajungem în situația în care spunem cât de importantă este munca pe care o faceți, cât poate să... Asta dacă vorbim de importanță și de rol, că așa mai sunt privațiile, care asta e altă discuție. Bun, dar dacă facem aici un raport între ceea ce spuneam mai devreme, oameni care trăiesc o pensie din bugetul de pensii de un milion și jumătate pe lună, și recompensăm importanța unei astfel de activități la 20.000 de euro pe lună, eu cred că bugetul României nu poate să ducă o astfel de povară, între ghilimele. Deci aici suntem. Ok. Haideți să vedem cu modificarea codului penal și a codului de procedură penală, care înțeleg că tot urmarea PNRR-ului ni se întâmplă chestia asta. Ea nu știu câta modificare a codurilor. Ultima de care țin eu minte, dar s-ar putea să ratez vreuna, a făcut tot domnul Predoiu vechiului ministeriat. Mă rog, de ce chestia asta cu abuzul în serviciu, în care, uite, pragul nu e pragul și am rămas tot fără prag? Domnul ministru ne-a explicat că, de fapt, nu e nicio problemă cu asta și că nu se teme de o contestare la Curtea Constituțională. Domnul Șerbanicu. O să par plictisitor, dar iar ne omoară populismul. Pe vremea când învățam noi la școală, abuzul în serviciu era o infracțiune de serviciu. Faptul că la un moment dat a devenit un instrument foarte interesant, politic, prin asimilarea cu fapte de corupție, a dus la tot felul de aberații. Pentru Vintilă Dongoroz, patriarhul dreptului penal românesc, pe care am învățat toți, abuzul în serviciu era o faptă de serviciu și presupunea conduita unui funcționar care prin fapta lui, prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, îndeplinirea lor defectuoasă sau întârziată, creează un prejudiciu unei persoane. Pentru că, domnul Preda, dacă dumneavoastră, să zicem, mâine vreți să vă căsătoriți la Oficiul Stării Civile, sector 1, să zicem, deși nu la mai de să căutăm alt sector, că la 1 dați de șobolani. Nu știu, 3, 4... Eu, pentru că sunt un om rău, în funcție, vă blochez accesul. Nu vă permit accesul.
pur și simplu, sap șansuri, pun utilaje, interzic accesul. Nu? E un comportament abuziv? Da. V-am creat un prejudiciu? Da. Câți bani? Abuzul în serviciu nu trebuie legat de un prag dacă este o infracțiune de serviciu. Vă mai dau un exemplu foarte ușor de înțeles. Pleacă cineva la un transplant de organ, de ficat, să zicem, în Statele Unite. Are totul aranjat, planificat, a așteptat omul la coadă să-i vină donatorul compatibil. Și eu, funcționar, nu îi eliberez pașaportul la timp. Nu poate să-și avize, nu poate să plece. Ratează transplantul. E cuantificabil în bani, abuzul meu? Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu? Nu. A, când vreau să o asimilez cu faptele de corupție, pentru că așa pot să țin sub control politicienii, când mă interesează doar prejudiciul statului în bani, da, îmi pun problema de prag, dacă e mai mare, dacă e mai mic. Domnul Preda, abuzul în serviciu poate să, e o faptă antisocială din punctul meu de vedere gravă, și poate să conducă la prejudicii foarte mari care nu sunt evaluabile în bani, care nu sunt cuantificabile în bani. Și noi uităm de cetățean. Noi uităm că un cetățean la un ghișeu poate fi umilit, batjocorit, întârziat, prejudiciat în toate felurile, pentru că pe noi ne interesează partea asta populistă. Cât a furat politicianul cu tare? Da, da, primarul, ministru... Eu știu că furtul este la alt articol din codul penal. Păi asta vă spun. Asta vă spun. Și atunci, dacă reușim să ne așezăm rațional la masă, abuzul în serviciu, revenim la definiția lui Dongorosca, ea e perenă, nu trebuie să fim foarte deștepți. În punctul de vedere, a avut cine să scrie legi penale foarte sănătoase în țara asta. Abuzul în serviciu rămâne fapta care angajează responsabilitatea unui funcționar cu atribuțiune publică și care, îndeplinindu-și o defectuos, neîndeplinindu-și o cu întârziere, tot defectuos înseamnă, a generat un prejudiciu atât de grav încât să fie considerat o infracțiune. Aici ajungem la decizia Curții Constituționale. Curtea Constituțională a vorbit de un prag al gravității, nu de un prag valoric, nu un prag bănesc. Da, da, aia părea cel mai simplu. Asta vă spun, când se bagă tot soiul de populiști urechiști în discuțiile astea, te doboară, pentru că vin cu boxe, vin cu scandal, vin cu căurituri în piață și atunci nu mai poți să fii rațional, nu mai poți să explici cu cartea în mână. Dom'le, stați puțin, că sunt niște principii, niște valori, niște lucruri serioase care presupun știință de carte. Și atunci normal că mergem în zona asta populistă. Pragul valoric de care vorbea Curtea Constituțională era un prag al gravității faptei. De ce? Pentru că infracțiunea, deosebire de contravenție, este tot o faptă antisocială, dar care prin gravitatea ei pentru noi ca societate este percepută ca fiind mult mai gravă și trebuie sancționată mult mai sever, cu privare de libertate sau cu amendă penală. Că altfel ar fi contravenție și ar fi sancționată cu amendă. Nu se trece la cazier, da, da. Nu atrage recidiva și așa mai departe. Adică o amendă de 200.000 de lei pentru un funcționar, eu cred că e o pedeapsă... Aici ajungem la o chestiune mai lungă. Era să fur o idee de la domnul Negoiță puțin mai devreme, îi furam nepenal. Și anume faptul că nu există responsabilitate. Când o să vedeți, știți cazul cu Nicușor Dan? Nicușor Dan e acuzat de ani, nu știu dacă am reținut toate detaliile, că ar fi plătit o amendă pe care a primit-o el din banii primăriei. Și el s-a apărat spunând, nu domnule, am primit o amendă ca primar. Așa și legea spune că o plătește primăria dacă tu ești amendat ca primar, după care ți impută ție banii. Corect. Că primăria nu e... afacerea de familie a primarului în funcție. Dacă a plătit primăria, înseamnă că a plătit din banii noștri, a contribuabililor bucureșteni. Și atunci trebuie să-ți impute ție sub. Deci în toate variantele era bun de plată. El s-a părat crezând că dacă a primit o amendă ca primar, plătește primăria și bună ziua. Păi a fost domnul Negoiță primar. Avea vreo primărie, buget în capitol de cheltuieli, amenzi, viitoare amenzi. Pentru că în cazul când ne amendează instanța. Și atunci nu o să rezolvăm cu abuzul și cu pragul nici. Asta foarte rapid. Două lucruri, apropo de total de acord cu ce spunea domnul Nicolae. La abuzul în serviciu, când nu există prag, nu-i tot așa, invoc și eu că lucrurile astea se învață în școală, legea trebuie aplicată cu bună credință. În momentul în care politicieni, oameni cu responsabilitate, au fost chemați în anchete penale, puși sub urmărire pe un abuz în serviciu care ulterior s-a dovedit că au fost și achitați foarte mulți și s-au întâmplat atâtea lucruri, normal. Nu există fapta. Corect, dar este pentru abuz în serviciu, este o chestie subiectivă a organului anchetator care poate să-ți deschidă dosar și după aceea s-a terminat cu cariera ta politică. Curtea vine și spune, nu-i, ca să termin odată cu nebunia asta, aveți nevoie de, pardon, de un prag, să știm unde este abuz în serviciu și unde nu mai este, unde încetează. Ori chestia asta, numai la noi se poate face în felul ăsta, pentru că eu sunt total de acord.
un anchetator, instanța de judecată, poate să evalueze dacă a fost o faptă gravă, care întrunește elementele constitutive infracțiunii, sau este contravenție și am închis discuția. Niciodată nu o să lămurim lucrul ăsta, pentru că, iată, societatea civilă a ieșit și a spus ce înseamnă 250.000. Degeaba s-a explicat pragul ăla de 250.000. Dom'le, este vorba de recuperarea prejudiciilor. Nu trebuie să-l închidem pe funcționar dacă ar fi să comită o faptă. De aici, de la 250.000, este infracțiune. Nu. Mergem la 9.000. S-a ajuns la 9.000, dar de ce 9.000? Pentru că sunt două salarii sau așa. Până când s-a ajuns în situația pe care nu mai înțelegem. Discuția absurdă asta cu... Da. Pune adică ne jucăm aiurea cu lucruri foarte importante și s-a ajuns să se voteze fără prag. O să vedem ce o să zică curtea, că sigur va... Asta era întrebarea mea. Ce o să spună Curtea Constituțională? Are șanse să... Adică, înțeleg că s-a și reformulat definiția... N-am văzut forma finală, dar din punctul meu de vedere v-am spus, e vorba de un prag al gravității faptei. V-am spus, sunt situații de prejudiciere, dar repet, când vorbim de bani, exact cum spuneam puțin mai devreme, domnul Negoiță a fost și primar, toată lumea vede o pagubă în dauna statului. În rest nu ne mai interesează. Dacă a suferit preda un prejudiciu, nu ne interesează să se descurce treaba lui. Pe mine mă interesează dacă a furat de la stat. Și cu furatul e o altă discuție, dar nu mai... Cădem iarăși în discuția asta. Nu de furat vorbim, ci de abuz în serviciu. Exact. Dar ați auzit de multe ori, abuzul în serviciu înseamnă furt. Da. Deci, și ați văzut și... campanie sponsorizată pe toate social media cu chestia asta. Tot felul de... Toată lumea avea păreri, nu trebuia cumpărat de acolo, trebuia de dincolo, nu trebuia cumpărat aia, trebuia cumpărat aia, nu la prețul ăla, la prețul ăla, toată lumea se pricepe. E plin de păreriști foarte, foarte pricepuți, care din nefericire nu sunt în funcțiile de decizie și niciodată nu-și asumă nimic. Dar la abuzul în serviciu, dacă nu se stabilește un prag al gravității faptei, ca să ne dăm seama unde anume s-a produs un prejudiciu grav, repet, pentru cetățeanul Preda, pentru cetățeanul Nicolae, pentru cetățeanul Negoiță. Cum ar putea fi formulat? Aici era chestiunea legată de aprecierea magistratului. Și de-aia am spus că și judecătorii trebuie să aibă o anumită experiență de viață. Pentru că eu, repet, v-am dat câteva exemple. Dacă astăzi, spre exemplu, ați ratat un transplant de organ la care ați fost pe listă de așteptare, la care a stat foarte mult și n-ați ajuns din cauza funcționarului care nu și-a îndeplinit la timp atribuțiile. Am plecat, am închis ghișeul de pașapoarte înainte de terminarea programului și dumneavoastră n-ați mai putut să plecați la transplantul respectiv. Aici intervenea chestiunea subiectivă a evaluării gravității faptei, care nu este neapărat bănească. Vă interesează pe dumneavoastră banii dacă ratați un transplant de organ vital? Vă mai interesează... că e 1.000 de lei sau 9.000 de lei sau 250.000 de lei, vă interesează faptul că s-a produs un abuz foarte grav și a suferit cetățeanul. Și atunci, definiția era a gravității faptei din prejudiciu unui drept sau interes legitim împotriva unei persoane, care poate să fie și statul. Persoana aia poate să fie și autoritate publică. La urma urmei, eu pot să prejudiciez, eu ca primar pot să prejudiciez o primărie, instituția primăriei. Îi afectez reputația, îi afectez bugetul, îi afectez încrederea cetățenilor. Pot să fac foarte multe lucruri rele dacă sunt un om predispus la infracțiuni. Dar, din punctul meu de vedere, discuția una pe taler dintre ăsta, mai pune un leu, mai pune-le 100, nu 5.000, 3.000, 200.000, 50.000, pare o chestiune... Eu aici cred că cei din coaliție s-au făcut un pic de râs cu chestia asta, pentru că denotă așa o dezorientare în conținut în care nu pot să spune că nu se așteptau la asemenea reacție. Presiunea e foarte mare. Ați auzit toate discuțiile legate de, în contextul ăsta de ordonanța 13, de Dragnea, de pragul lui Dragnea. Și... N-ai cum să faci legi câtă vreme toată discuția este una mai degrabă colocvială, așa populistă, cu teme electorale, cu... argumente dintre astea, eu știu, mai degrabă de artificii verbale decât de știință de carte. Și atunci, probabil că peste ceva timp, fac o mică paranteză, îmi cer scuze, iar va interveni Curtea Constituțională. Faptul că noi, ca societate, suntem nevoiți să apelăm la Curtea Constituțională ca la un fel de... Curtea Supremă. Nu, dar ca la un fel de oracol. Dă-ne, Domne, lumină. Lucrurile astea ar trebui să fie făcute în Parlament. Ar trebui să fie discutate, dezbătute și adoptate într-o formă în care doar cu titlul, eu știu, excepționalul excepționalului să ajungă Curtea vreodată să spună nu e bine. Dacă sunt oameni serioși, dacă deciziile pe care le iau în Parlament sunt făcute cu cap și cu forță politică, repet, Curtea Constituțională trebuie să ajungă doar în caz extrem să spună că un text este neconstituțional. Din păcate, noi am ajuns să ne uităm la Curtea Constituțională ca un fel de
Da, ca la un fel de legiuitor secundar, așa un fel, nu secundar, un fel de legiuitor separat. Da, un fel de major. Domnule, mai dați-ne o dată indicații. Culmea este că acum să punem problema că forma ar putea să nu fie constituțională în raport cu o decizie deja dată. Și foarte multă lume o să spună, ați făcut-o special ca să ajungă la curte, curtea să spună că soluția legiuitorului nu este constituțională, în consecință ați dezincriminat abuzul în serviciu. Când, de fapt, v-am spus, dacă ar fi după mine, cu tot respectul față de colegii mei, luați, domnule, dispozițiile codului penal anterior, alea modificate din 68 până în 2009, și folosiți formula lui Dongoros. E cea mai corectă și din punct de vedere științific, juridic, valoric, principial și din punct de vedere practic. Dar, repet, s-ar putea să nu mai fie un instrument politic. Să nu mai acuz eu un primar incomod sau care mi-e antipatic de abuz în serviciu pentru că, nu știu, a luat panseluțe de nu știu unde și n-a luat în altă parte sau a cumpărat, nu știu, borduri și n-a cumpărat sau n-a făcut parcări sau mai știu eu ce. Și trebuie dus la pușcărie urgent. Exact. Și plimbat în fața camerelor de la vedere. Nu mai știu, ministrul Oprea nu a fost acuzat de dosarul privind tragedia cu moartea polițistului, nu tot de abuz în serviciu, a fost acuzat? Gabriel Oprea? Ba da. Și care, deci, vă dați seama că suntem doi avocați aici, vă dați seama cam cum sună să acuzi. Deci, instrumenta dosarul DNA-ul, fapta era ucidere din culpă bazată pe un abuz în serviciu. A unui demnitar care stătea pe bancheta din spate într-un trafic unde n-avea nicio legătură. Da. Și gândiți-vă că a fost o anomalie în 2005. S-a spus că trebuie să fie de competența DNA toate infracțiunile cu prejudicii mai mare de 1.000.000 de euro. Eu atunci, fiind și în opoziție, mi-am permis așa o oarecare ironie și am spus, domne, indiferent de faptă, 1.000.000 de euro e competența DNA. Păi zic, dacă eu omor un om și fur 1.000.000 de euro, mă anchetează DNA-ul pentru omor? Sau în cazul unui viol sau mai știu ce? Adică, pur și simplu, o valoare bănească determină competența unui organ specializat în care ne punem speranța să contribuie la combaterea corupției în România? Și au zis că e foarte corect așa. Păi, am ajuns la situația în care o ucidere din culpă a fost anchetată Direcția Națională Anticorupție, care, teoretic, ar trebui să se ocupe de altceva, ar avea alte instrumente și alte obiective din perspectiva instituției. Nu uciderea din culpă, nu fapte de drept comun. E, și la pachet cu chestiunea asta cu abuzul în serviciu, tot în legătură cu modificarea codului de această dată de procedură penală, avem chestia asta cu reintroducerea în procesul de cercetarea penală a informațiilor obținute de serviciile de informații în decursul activităților specifice. Și mulți au spus, domne, a reînviat binomul, pe de o parte, pe de altă parte, noi am spus, nu, domne, că de fapt nu e chiar așa, că acum nu vor mai fi secretizate, nu mai vin informațiile în plic direct la instanță, ci doar oamenii dacă tot fac interceptări, filări și așa mai departe și constată alte infracțiuni care n-au legătură cu obiectul lor de activitate, să le trimită procurorului, care el să, sub formă de informații, deci nu de acte de cercetare penală, și procurorul să decide dacă pot fi luate în considerare, le introduce în probatoriu și merge la instanță. Și aici avem o decizie a curții, nu? Da. Da. Mi se pare o legiferare, din nou, lăsată ușor la voia întâmplării, în sensul ăsta al explicării lucrurilor așa, din moment ce curtea a spus nu are, nu poate să aibă țereiul implicare în ancheta penală, în urmărire penală, ce să cauți. Și atunci eu am spus, dar dacă totuși sunt implicați în infracțiuni de siguranță națională... Da, deci ei fac cum ar veni treaba lor pe siguranță națională. Asta e altă discuție, dar la un moment dat toate infracțiunile erau de siguranță națională. Și pentru că mandatele erau de siguranță. Nu, explicația are sens numai când întrebarea este dacă modificarea aia stă în fața acestei explicații, dacă eu nu cumva explicația e pe lângă. Utilizarea interceptărilor, că e vorba de convorbiri telefonice, de corespondență, de orice alt mod de transmitere de informații, este prevăzută în codul de procedură penală ca fiind făcută de către personal de specialitate sub autoritatea procurorului care face anchetă. Dacă lucrurile astea s-ar face așa, ca în codul de procedură penală, n-ar fi niciun fel de problemă. Ceea ce a zis Curtea Constituțională este foarte corect. Gândiți-vă că după revizuirea din 2003, noi am desființat în România Direcția Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului General al Poliției.
De ce? Pentru că nu poate să facă anchete penale decât organul parchetului. Chiar dacă se face o cercetare cu ajutorul poliției judiciare la o secție de poliție, se face sub autoritatea, sub coordonarea unui procuror. Și responsabilitatea derulării urmăririi penale revine procurorului coordonator. Ori, din punctul ăsta de vedere, problema la binom, la protocoale secrete și așa mai departe, era că procurorul era într-un fel subalternul Serviciului Român de Informații. Acolo se procesa tot, se făceau interceptări pe mandat de siguranță națională, bineînțeles că altfel te blocai în codul de procedură penală, și procurorii se puneau pe masă direct toate datele în așa fel încât să întocmească rechizitoriul. Ori dacă procurorul este cel care coordonează toată operațiunea, eu sunt foarte de acord să se facă interceptări, să ne înțelegem. N-am niciun fel de simpatie față de infractori. N-am niciun fel de prietenie, de milă față de cei care comit infracțiuni în societatea românească, fie că sunt împotriva statului, fie că sunt împotriva persoanelor private. Să fie foarte clar. Din punctul ăsta de vedere, sunt de acord cu orice fel de mijloace care pot duce la identificarea și tragerea răspunderea unui infractor. Da, da, de aici să nu interceptăm și ascultăm. Dar tot așa am învățat noi la școală că lucrurile astea se fac printr-o lege și prin asumarea unor răspunderi. Pentru că eu, dacă obțin ilegal niște probe, le compromit. Însă în țări foarte civilizate, foarte democratice, ne uităm la ele ca modele, unde dacă eu descoper arma crimei intrând prin infracție în casa dumneavoastră, proba aia e compromisă și mai poate fi folosită. Da, și eu sunt tras la răspundere. Eu sunt tras la răspundere pentru că aș fi un fel de complice, aș fi un fel de persoană care ajută la ascunderea faptelor și la procedura. Și la împiedicarea înfăptuirii justiției. Pe asta vă spun și atunci. Eu am mai spus-o și public, nu odată. Am spus, domnule, dacă lucrurile merg pe lege, nu ai nevoie să comiți abuzuri. Ai un infractor, ai suficiente elemente în codul de procedură pentru a identifica făptuitorul, pentru a strânge mijloace de probă și pentru a-i proba vinovăția. Dacă noi facem invers, întâi adunăm noi probe, vedem noi ce putem să facem cu ele, cum putem să le punem în context, și gândiți-vă că a fost o situație absurdă care a trecut destul de ușor sub tăcere. A fost un judecător care a spus public, mi s-a cerut să semnez un angajament că probele pe care le obțin de la serviciile de informații nu le prezint inculpatului și apărătorilor inculpatului. Deci, ajungea la situația în care un om era anchetat, judecat și condamnat, și el habar n-avea că judecătorul a mai avut niște probe la dispoziție. Tu îl înjurai pe judecător, că spuneai că e un om rău, corupt și așa mai departe, și te persecută, dar partea proastă era că judecătorii n-aveau voie să arate nici măcar avocaților părții inculpatului probele pe care le-au obținut de la serviciile de informații. Cum se face sub pretextul apărare? Că s-ar devoala identitatea unor ofițeri, a mijloacelor de lucru și așa mai departe. Dom'le, lăsați-mă cu lucrurile astea. Serviciul Român de Informații are prin lege niște atribuțiuni foarte stricte legate de siguranța națională. Hai să se ocupe de ele. Da, să se ocupe de ele. Dacă noi trecem, bineînțeles populist, lupta anticorupție la siguranța națională, păi putem să trecem orice. Putem să trecem și cercetoria la siguranța națională. Toate sunt de siguranță națională. Aduceți-vă aminte, domnul Nicolae, dosarul domnului Greblă, când era ascultat, fost judecător la Curtea Constituțională, că nu știu ce interese are cu un interlop local, ascultat de SRI în baie, în dormitor și așa. Instanța a zis, domnule, nu e în regulă cu așa ceva. Unde s-a ajuns? Despre ce siguranță națională era vorba acolo? Și multe, multe alte dosare făcute în felul ăsta. Și vedeți, apropo, abuzul... ajungem la răspundere. Toni Greblă era judecător la Curtea Constituțională și ca urmare a acestei anchete și ca urmare a reținerii de 24 de ore de care a beneficiat, cu ghilimele de rigoare, a trebuit să plece din postura de judecător la Curtea Constituțională. A plătit cineva? Ați auzit pe cineva să dea socoteală? La parchet nu-i cu abuz în serviciu, nu? Păi asta vă spun. Fiți sigur că procurorul ăla, dacă n-a ieșit la pensie, va ieși la pensie cu pensie de serviciu consistentă, pentru că este epuizat după 25 de ani. Nu e un criteriu nivelul de profesionalism și de probitate. Vă spun, și s-a ajuns la situația achitării, s-a ajuns în faza de judecată, deci lucrurile nici măcar nu s-au oprit la limita absurdului. Domnule, stați puțin, am reținut 24 de ore un judecător de la Curtea Constituțională, hai să ne oprim puțin că o luăm razna. Nu, au mers înainte, au zis, nu, a primit rochi, a primit capre, struți, nu știu ce. Era situația aberantă în care Greblă era acuzat că a încălcat embargoul impus de rușii Uniunii Europene. Deci, că n-a respectat embargoul pe care îl stabilise Putin la Moscova.
Și a fost achitat și la fond și în calea de atac. Și cui a folosit? Că nu răspunde nimeni. Deci eu sper să nu mai ajungem în situații de genul ăla. De ce temerea asta legată de faptul că se reînvie practici anterioare și că ar putea să apară abuzuri? Cel mai bine combați abuzul făcând norma clară, simplă, pe înțelesul tuturor. Repet, eu sunt de acord să se facă interceptări. Dacă ne ajută tehnica să se facă masiv interceptări ale unor infracțiuni reale, nu inventate. Iar pentru asta trebuie să răspundă un procuror. Să se facă sub coordonarea procurorului. Probabil să fie în dosar și să fie accesibile. Absolut. Nu să primească rechizitoriu un plic făcut de organele de supraveghere. Mai avem doar câteva minute puține. Și până alte părți sunt procurori din ăștia mai așa. La Trump. Chiar peste ocean. Deci fostul președinte Donald Trump este, mă rog, în urmă cu două zile erau niște surse foarte bine informate care spuneau, domne, sigur o să-l vedem cu cătușe la mâini, chit că doar pentru jumătate de oră sau cum e acolo, o să fie arestat și, mă rog, pormese pe cauțiune. Știți contextul? Cum vi se pare așa ca poză generală a sistemului și de justiție și a democrației din Statele Unite? Mi se pare un lucru ciudat că vezi lucrurile astea în America. O ciudățenie teribilă mi s-a părut asaltul de la Capitoliu când a pierdut alegerile Donald Trump. A fost ceva de neimaginat și iată că, bine, până la urmă, sistemul american ne-a învățat că nicio persoană nu este mai presus de lege, fie că ai fost președinte în funcție, fie că ai fost, nu știu, în ce altă funcție, și dacă ai încălcat legea, răspunzi. Vom vedea. Nu cunosc foarte în amănunt ce înțeleg că are 37 de capete de acuzare. În America așa este, angro acolo. Nouă la televizor. Un cod penal cu foarte multe articole. Da, ne-a fost prezentat Fiecare faptă e prezentată ca un cap de acuzare. Da. Chiar dacă e vorba de aceeași faptă, spre exemplu, zice așa, a falsificat registrul cutare de... Corect. Așa, a falsificat dacă ordinul de plată. Toate au legătură cu sunt și vedem în comunicatele DNA-ului ce nu știu câte fapte. Acum, și probleme financiare, dar păcate, și acum sper totuși că Statele Unite n-au ajuns să-și epuizeze resursele democratice, dar din păcate această tentație de spectacol, de show bazat pe instrumentarea unui caz judiciar prinde și acolo foarte tare. Și practic totul se va duce după ceea ce numim generic opinia publică. Va fi în funcție de la O.J. Simpson și orice alt caz celebru. Opinia publică e foarte împărțită, adică... Vreau să vă spun. În fapt, nu e un lucru neapărat rău. În fapt, nu e un lucru neapărat rău. Noi definim o infracțiune ca fiind o faptă antisocială gravă pe care noi ca societate o percepem ca atare. Nu un individ abstract care crede el că e un lucru rău. Nu, noi ne considerăm înspăimântați de ideea unei crime și atunci o pedepsim foarte grav, sau a unei tâlhării, o pedepsim foarte grav. Noi ca societate ar trebui să fim cei care dăm de aia, la ei se folosesc jurații. Corect. Pentru că jurații reprezintă societatea. Dom'le, eu percep ca membru al societății că tu ai afectat o valoare ocrotită de lege. Eu nu mă simt în siguranță dacă îl știu pe unul acuzat de crimă, din tot ce am văzut eu aici, jurat fiind, cred că e vinovat. Și atunci are noimă să întreb și societatea ce părere are. De aici, spre exemplu, se ajunge la situația ca oameni acuzați de diverse lucruri să capete votul cetățenilor. Și atunci ar trebui să spui problema, dom'le, nu au dreptate cetățenii? Dacă tu n-ai reușit să dovedești pe lege, transparent, cu mijloace de probă, vinovăția unui om în așa fel încât să-i blochezi candidatura, lasă societatea să decidă. Dar, din păcate, v-am spus, e și o parte de show. E și o parte de... Așa, de glamour, de artificii. Unde s-a inventat show-ul? Iar Trump să nu este un showman. Că dincolo de omul de afaceri de succes în domeniul imobiliar și al unor speculații financiare, a avut o emisiune de mare succes fix la televiziune, unde a rămas celebru exact în câteva expresii devenite celebre, chiar dacă sunt banale sau se întâmplă în viața zi cu zi, de genul ești concediat, you're fired, unde îi spunea unuia cu stilul lui așa bombastic și îl elimina din competiția respectivă. Ucenicul se numea spectacolul. Și atunci, și el este un tip foarte conștient de forța show-ului, de impactul mediatic, are și adversar pe măsură, pentru că, în general, cei care au fost împotriva au fost din industria de media, industria de business. Și faptul că există tot felul de mișicane, pune-le la limita neprofesionalismului. Spre exemplu, el făcea declarații Trump la reședința lui după ce s-a întors de la New York și
televiziuni importante din Statele Unite, inclusiv celebra CNN, au întrerupt pur și simplu transmisia. Păi da, și asta s-a întâmplat la ceea ce poate să fie un blam dat lui Trump, dar poate să fie un gest nepoliticos față de telespectatorii tăi. Poate telespectatorii CNN voiau să știe ce are ăsta de spus, chit că făcea propagandă sau... Poate conține un efect pervers ca oamenii să vină să-l voteze. Mă rog, să vedem că dacă și va fi cartea victimei, să știți că o joacă mulți, da. Nu de acum. Deci da. E o carte destul de solidă să joci rolul persecutatului. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Sper să ne mai revedem și cu alte ocazii. Subiecte de dezbatere vom avea fără număr. Doamne și domnule, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. La Metropola TV urmează de la ora 8 Robert Turcescu, care l-are ca invitat pe președintele ANAF, deci atenție la ce se spune la emisiune. Noi ne revedem mâine seară de la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!